Vacanța dintre semestre, bucuria copiilor, dedelușurile din oraș a fost luate cu asalt de cei mici care se bucură din plin de zilele libere. Dacă în vacanța de sărbători nu au avut parte de zăpadă, copiii profită cât mai mult de zilele libere. Frigul de afară nu i-a împiedicat să se distreze. De cel puțin 50 de ore a urcat și coborât dedelușul cu Sania. Foarte bine, e pârtie mare și toată lumea se dă. Cum e la Seniuș? Foarte frumos. Da, ai echipament adecvat? Nu, chiar, dar tot mă distrez. Nu ai înghețat? Nu. Foarte bine, ne distrăm tare. Nu ai înghețat? Nu. Ce Sania ai? Oricare. De când ai venit? Am vreo 5 minute. Și? Te distrezi, te bucuri de vacanță? Da, foarte mult. Place dedelușul de aici? Poftim? Dedelușul de aici este? Da. Este bun și ăla de la cascada. Foarte bine. Cu cine ai venit? Singur și de am avut 10 copii și hai că mă dau ai și Sania? Nu, am luat azi o farai de ăsta de daci. E mai bine decât cu Sania. Alunecă mai bine. De câte au urcat dedelușul? Cred că de maximul 50. Că de dimineață am venit aici, am plecat, am mâncat, iar am venit și astea a treia oară când vin. Păi mă dau tare cu Sania, las Sania să mă conducă. De câte ori ai urcat dedelușul? Vreo 50 de ori. Ești îmbrăcat adecvat? Ai echipament de... Nu. Dar sunt hainele groase și mi-amortizează căderea.